Vă dați seama ce ne-am fi făcut noi fără apă minerală? Ar fi fost un coșmar. Am fi fost nevoiți să investim miliarde de lei în fabrici care să fabrice vin acidulat și îndoit cu apă de la robinet. Iar cei mai norocoși dintre noi ar fi supraviețuit ca să povestească nepoților cum era să bei șpriț pe vremea noastră. România are 30% din apele minerale ale Europei. Este o bogăție neexploatată. Te duci în zona Harghita-Covasna și vezi cum se duce apa la canal. Apa minerală, pentru care unii ar plânge, ar plăti bani grei, se duce la canal. Diborțenii, mi-amintesc când filmasem eu, se duce apa la canal, îi dau drumul unei resurse incredibile. Și acolo se scaldă în apă cu clor, nu? Proiectul prevedea ca aceste centre să fie construite. Cu ce fel de apă sunt prevăzute acest lucru, iar ține de birocrație și de alți pași. Atunci ce îi mai spune drumul apelor minerale? Simplu, pentru că așa i-a rămas numele. Numele proiectului, Drumul Apelor Minerale. Inițiat în 2013 și finanțat cu 5,5 miliarde de euro până în prezent. Proiectul prevedea, printre altele, 4 baze de tratament, din care funcționează doar una, cea de la Olteni, județul Covasna, unde te tratezi într-un soi de bazin cu apă normală, cu clor. Apă minerală cu efecte benefice în tratamentul anumitor afecțiuni există în zonă, firește. Dar dintr-un motiv care ține, cel mai probabil, de faptul că are izvoare în cu totul altă parte, apa minerală nu vrea să curgă singură în piscină. Până la urmă, omul sfințește locul. Nu apa e de vină că se prăpădește în gârlă și că nu e folosită. Omul e de vină că nu o folosește. Mulți oameni de vină și întreabă unde găsește mâncare sau dormitor sau nimic nu este aici. Cum plănuiți să-i faceți să rămână mai multe zile aici în zonă? Drumul apelor minerale a fost un proiect de pe vremea Udrea, dacă îmi amintesc bine, în care s-au băgat milioane bune. E o zonă care îți oferă foarte mult. Este una... Bine, nu mai au păduri. Dar măcar apele minerale au rămas. Măcar pe alea să le mai folosească. Țara noastră aur poartă, noi cerșim din poartă în poartă. Exact cam așa se poate exprima metaforic ceea ce transmite acest reportaj. Asta e o mare problemă cu turismul balnear în România. Avem o populație îmbătrânită care ar avea nevoie de niște băi, nu? Cu clor. Mumificăm populația. Nu e așa ușor, se obții acum autorizații să introduce apa minerală și să pui acolo tabla pentru ce boală e bine să se faci baie aici. Asta e acoplată. N-are clor. N-are clorul. Turista maghiară trebuie să înțelege că apa mineralul fără clorul nu este bună pentru îmbăiatul. Clorul omoară microbiile. E o apă, într-adevăr, care îți omoară microbii și pielea.